Dragii mei, cei care sunteți la numărul 3, cam pe la voi se fac rupturile acestea, separările. Cred că totuși o separare se produce, clar. Că vă veți împăca cu aceste persoane, bine. Posibil, acum am simțit cât am descărcat, cât am încărcat telefonul, că ar mai fi o variantă. Dacă voi sunteți căsătoriți, că vă totuși împărăteasa și 10 de monede, și în acțiuni ei deocamdată așteaptă și rămân soți, soții, ciorfii, urmăresc eventual mișcările tuturor celor din jur, pentru că știu că sunt conflicte, că vor fi conflicte în situația în care sunteți. Ce vreau să spun? În poziția gândurilor, există niște acțiuni, comunicări în secret. În secret cu cineva. Acum că acestea sunt față de voi sau față de o altă persoană, evident că poate să varieze. Steaua fiind la distanță, poate să fie o pasiune la distanță, online, cineva, față de cineva, o nouă pasiune, în condițiile în care voi aveți deja o relație. Vedeți unde sunteți. Vedeți unde sunteți. Eu acum vorbesc, am vorbit de o strategie de o fugă și de o cucerire, runner and chaser. Că e în cazul vostru, că e în cazul persoanei cu care e predestinată, rămâne de văzut ce va apare în următoarea etalare, dar luați în considerare aceste mesaje, nu vă fixați musai pe primele variante sau pe ultimile, vedeți, ascultați până la capăt și lăsați timpul să curgă și apoi să simțiți că rezonează în viața voastră. Dar asta pentru că apare o atracție față de cineva, față de un fost, sau față de un fost, o fostă dintr-o altă viață, da? O călătorie în secret. Dorința de a se împăca eventual cu cineva în secret, față de care simte multă dragoste, că o fi față de voi, că o fi față de altă persoană, a fost un sentiment, o senzație de abandon, de suferință. Da? Cât timp nu a fost împreună cu voi sau cu cealaltă persoană? Nu știu, voi vedeți. O luptă interioară, iar o dorința de a se detașa, dar e posibilitatea de a se detașa de această situație. Vedeți, văd, am văzut totuși un împărat undeva aici, care află niște vești despre o situație care părea că stă pe loc, află niște vești și merge înspre echilibru sau înspre destinul său. C-o fi cu voi, c-o fi cu altcineva, vedem și ce iese și la cealaltă etalare. Pentru că nu știu dacă sunteți voi persoana căsătorită, dacă voi sunteți a treia persoană, da? Deci, totuși, e o strategie, este o suferință. Poate se gândesc că voi ați trădat, că ei au trădat. Vedeți unde sunteți, vedeți unde sunteți. E o suferință. Dar și niște secrete. Opa, așa. Opa, așa. Stai să aprind lumânărica. Da? Hai să vedem în continuare. Să curăț cărțile. Pentru cei de la numărul 3 și cealaltă persoană. Cealaltă persoană, o fi aventura, o fi persoana căsătorită, voi știți. Va varia, evident, de la unul la altul. Sau poate nu sunteți căsătoriți, poate e un alt personaj, repet, din familie, o mamă. O mamă a cuiva. Pentru că acel faeton pe care vi l-am arătat mai devreme caută steaua și caută destinul. Își caută destinul într-un mod intuitiv. Studiază eventual și astrele sau se duce undeva să studieze astrele și apoi să-și întâlnească, eu știu, pasiunea vieții, că sunteți voi, că este cealaltă persoană, vom vedea. Hai să vedem. Numărul 3.
Iară văd moartea și regele de spade. Transformarea, terminarea, încheierea cu eventual cum fost. Dorința de a manifesta fericire, trezire. Să vedem ce simte față de cealaltă persoană. O să încerc să fiu mai scurt, pentru că am fost destul de vorbăreață până acum. Da. Ce simte? Ia uite, 8 de... Mai simte că, probabil, că aceste gânduri sunt ascunse față de voi. Comunicarea este ascunsă și încearcă să acționeze de ca și când este o persoană căsătorită, sobră, fidelă sau asumată, responsabilă. Se face că nu. Că stă în grădina sa și totuși văd iar 6 de monede. Faptul că dă la altcineva atenție, nu o să ai bani, atenție. Simte multă fericire în această comunicare cu această persoană și încearcă să blocheze ceva și căsătoria în sine, căsătoria cu voi sau eu știu, a cui, familia îi blochează sau consideră un blocaj faptul că are o familie sau că familia, eu știu, din care se trage, mama. Ce simte față de cealaltă persoană? O dată, de două ori, de trei ori și tăiem. Ce e aici? Nu știu ce e aici. E ceva. Ce simte față de cea? 6 de monede iar apare. Regele de bute, atracție. Iar o tăcere din cauza că trebuie și alegere. Tăcere, alegere, îndrăgosteală. Îndrăgosteală? Ce simte față de cealaltă persoană? Regele de spade. Se luptă în sine, să încearcă să-și păstreze capul pe umeri, da? Dar în interior are multe emoții. E o tăcere. Încearcă să analizeze. Ia uite, e o dragoste care produce suferință. Lor, vouă, celor din jur, nu știu cui. Știu că pentru această dragoste trebuie să încheie un ciclu de trădări, de suferințe, de blocaje, de... Da? Iar e tăcere, tăcere vă și aici. Pentru că atunci când dai într-o parte, nu poți să dai în ambele părți în același timp, da? Taci cu cineva ca să dai în partea cealaltă. Logic. Dar văd 9 de cupe, totuși. Clarificăm 6 de monede, că a apărut de două ori. Clarificăm 6 de monede. Ca atracție văd că are. Dar e conștient că trebuie să aleagă și când dă în partea cealaltă, blochează, trebuie să blocheze mama, interesant. Așa a venit aici să blocheze mama în momentul în care este aici cu cealaltă persoană, interesant, apar două suflete perechi. Clarificăm 6 de monede, dacă nu vrei să, o dată, de două ori, de trei ori. Împăratul, nu? Simte că trebuie să fie în control, că vrea să fie generos și protector. E conștient de poziția sa, de autoritatea sa. Sau a voastră. Sau a voastră. Sau a voastră. Poate simte că voi puteți proteja? Vedeți unde sunteți, că văd niște blocaje totuși. Clarificăm și doi de spade. Uf. Clarificăm doi de spade. Ce simte? Ce simte față de voi?
știe că trebuie să aleagă. Îi puneți într-o situație foarte grea. Doi de spade, te rog frumos. Ia uite. Asul de cap, de cape. Asul de cupe versus suferință. Am văzut mai devreme. Moarte și renaștere, că asta e, care am văzut-o mai devreme și la voi. Moarte și renaștere. Poate că voi ați părăsit? Cineva a părăsit aici și trebuie să aleagă între asul de cupe și 10 de spade. Ia uite, 10 de cupe, marea preoteasă, cavalerul de monede, iar strategul, 7 de spade. După cum arată cărțile și după cum arată și titlul, poate să fie o aventură în afara contractului pe care îl aveți. Dar deci, ia, clarifică și îndrăgostiții. Îndrăgostiții. Nu sunt multe. Dar uite, interesant că aici este steaua și femeia singură. Sunteți voi singuri și e cu altcineva care o fi îndrăgostiții. În primul și în primul rând trebuie să se vindece de un fel de a gândi care le-a adus în timp suferință sau a adus altora suferință. Interesant. Dacă cu cealaltă persoană nu vorbește, e cealaltă persoană. Clarificăm îndrăgostiția. Zece de monede, nu te așa vedeți. Dar acest personaj încearcă să se tempereze pentru că a fost o moarte. În ce sens moarte? A fost o încheiere a unei relații, tocmai din cauza indeciziei. Această încheiere aduce temperanță, aduce așteptare, aduce vindecare, aduce raționalizarea sau raționarea, gândirea analitică versus blocajul emoțional și mental. Dar interesant este că apare 10 de monede și aici, și la ei, sau la voi. Și atunci, ce aleg? Renașterea nu se manifestă cu 10 de monede direct, se manifestă cu asul de cupe. Ar putea să fie, nu zic obligatoriu, dar ar putea să fie pentru unii. Deși nu m-aș arunca de la început în această afirmație, dar poate să fie dorința de a renaște, dar cu această persoană. Hai să mai vedem. Hai să vedem cum gândește această persoană vis-a-vis de cealaltă persoană din viața lor. Cum gândești odată, de două ori, de trei ori. Iată, e alt 10. Și justiția, căsătoria asta în care sunt, sau contractul cu responsabilități, îi obosește. Doi de cupe, 9 de spade, 8 de cupe, mai iar 7 de spade, extraordinar, fuge și într-o parte și în alta, ce Doamne iartă? Ia uite, 7 de spade, 3 de spade, dezamăgire, iar faetonul către ce?
către ca, mai, eu cred că acest personaj vine, pleacă, vine, pleacă. Dacă simțiți că omul, persoana la care vă gândiți este o persoană serioasă, încercați să alegeți altă piatră. Pe de o parte, simte că suflet pereche cu acest personaj. Și își face griji. Ar vrea să se detașeze de aceste griji ca să vină eventual înspre voi, da? Am zis că apare iar micinosul, vă minte și pe voi și pe ei. Sau, cu alte cuvinte, fuge de completa implicare, mai bine zis, nu neapărat că vă minte, fuge de completa implicare și produce, ia uite, 7 și cu 3, 10, dezamăgire, 7, mai... Ce gândești? Mai. Trei de bâte, e o distanță. Face drumuri. Clarificăm, te rog frumos, 7 de spade. Pentru cealaltă persoană, 7 de spade, ce gândești? Okay. Asul de bâte și 9 de bâte. Fantastic. Interesant că 7 de spade a venit exact pe cele două cărți care reprezintă căsătoria sau familia, nu neapărat. Căsătoria, familia, încheierea, alegerile, da? Vedeți aici cărțile, se văd, da? Aici a venit 7 de spade, în acest caz. Mai devreme, în partea cealaltă, a venit pe atracție, pe comunicarea pasională, față de care na, se simte atras. Am senzația că unor își dea seama că ar trebui să blocheze această pasiune, dar rămâne de văzut dacă o să o blocheze. Clarifică și 3 de spade asta, care vine în continuare. Foarte interesant. 3 de spade. Clarificăm și 3 de spade. Cine acest 3 de spade? Cine acest 3 de spade? 3 de cupe, 3 de spade. Da, e trio. Când se bucură cu cineva, suferă celălalt. Asta e, magician, manipulator, să zicem. Cu voie sau fără de voie. Clarificăm, te rog frumos, 9 de spade. De ce își face griji? Când se bucură de această întâlnire? Se bucură. Dar la un moment dat, pe cineva va trebui să aleagă. Pentru că nu se poate, consumă energie și nu e corect. Extraordinar, stea. Cu steaua și cu... Și face griji noaptea, se consumă. Ea a atras, într-adevăr. E persoană căsătorită. Eu așa zic. Regele de monede, persoană căsătorită. Mai mult sau mai puțin. Clarificăm și 8 de cupe, te rog. Clarificăm unde cu el, ce talent. 7 de monede care apare aici în poziția voastră. Când pleacă de lângă ei, îi pun și ei pe ei să aștepte. Pentru că nu acționează nici față de voi, nici față de ei. Ia uite o lume, o nouă lume, un nou capitol. Acum, hai, dăm și pe îndrăgostiți. Pe 2 de cupe, odată. Hai, da? Și pe 2 de cupe. Nu prea mă satisface acest număr deloc. Pentru unii, posibil, acest personaj să-i vindece de... să aibă niște capacități vindecătoare,
Sau pur și simplu energia dintre ei, prietenia, să-i vindece de strâns, de așa și de aia să se ducă. Că vă place, că nu vă place. Vedeți unde sunteți. Își fac griji pentru că simt predestinare ce sunt aici, ce sunt aici. Nu sunt prea multe cărți, dar văd diavolul, văd relații karmice, energii toxice, adicții. Unul oferă stabilitate financiară, altul oferă înțelegere emoțională și atracție sexuală. Clarificăm 2 de cupe, te rog, o dată. De trei ori. Doi de cupe. 10 de cupe. Nu, nu o să reziste mult. Va trebui mai devreme să mai târziu să aleagă. Curând. Pentru că e consumă, ia uite, se consumă. Și aici, și cu voi. Clarifică, te rog, și împăratul. Deci aici este împărat și acolo e împărăteasa. Clarificăm și împăratul în poziția simțurilor. Ah, sunt multe, te rog. Împăratul. Ok. Da. Și mare preot. Asta e. E atracție, dar e conștient de poziția sa și profesională și, eu știu, socială, că e căsătorit. Fantastic! Mai nu vă supărați, mie nu-mi plac etalările astea, dar asta e, trebuie să le fac pentru voi. Voi vă căutați răspunsurile. Clarific, arată-mi și mie cum, sau și nouă, arată-ne nouă, Spirite, Sfinte Duh. Arată-ne cum acționează acest personaj. Regele de spade tot se gândește, la strategii, încearcă să te tempereze, să vindece de conflicte, dar asta e. Unii și creează, alții nimeresc în inima conflictului fără să vrea. Depinde. O dată, de două ori, de trei ori cum acționează. Trei ori și tai. Ia uite, blocaj mental. Măi. Soarele. Regele și regina de bâte. Deci aici este personajul, se simte atras față de acest personaj. Regele de spade aici vrea să-și găsească adevărul. Și luptea. Deci e o luptă interioară. Soarele și regina de bâte. Asta e. Bănuiesc că nu vă face plăcere, dar asta e soarele. Cu ei sunt fericiți, măi. Acționează fericiți în preajma lor. Se simt atrași, ia uite, ei sunt regini, nu contează, regină, deci cuplu. Simt că sunt predestinați, este steaua între ei, de aia le creează acest stres. Vă place, nu vă place, așa zic. Și tocmai că sunt căsătoriți, tocmai că au o responsabilitate, o poziție socială, eu știu, financiară, profesională, sunt importanți. Vor să și ajute, vor să și fie căsătoriți eventual. Să se căsătorească. Rămâne de văzut. Că la voi a apărut moartea și renașterea. Renașterea cu ei, eventual. Chiar dacă e neplăcut, trebuie să spun și asta. Și aici este o luptă. O luptă cu impulsurile. Se luptă, mă, oamenii ăștia totuși. Își dau seama de situație. Încearcă să-și controleze această atracție. Dar e greu, pentru că au de-a face cu bucuria sufletului lor. Asta e, nu știu.